Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 31 iulie 2021. Evită melcii. Nu te împrieteni cu omul mânios. Proverbele 22, versetul 24. Ai văzut vreodată vreo cochilie de stridie goală? Te-ai întrebat cum a ieșit stridia de acolo? Dacă te uiți cu atenție, vei găsi o gaură mică în partea superioară a cochiliei. Ea este făcută de un melc. Această mică creatură oceanică are un apendice care funcționează ca un burghiu. Cu ajutorul lui, melcul sfredelește cochilia și aspiră stridia prin gaură încetul cu încetul până când o termină. Ce putem învăța noi din această istorisire? Nu permite ca izbucnirile furioase sau remarcile critice ale cuiva să provoace o fisură sau o gaură în caracterul tău și să zrăpească buna dispoziție. Dacă nu ești atent, poți deveni extrem de iritat până acolo încât furia și amărăciunea vor începe să fiarbă în tine. Și asta poate fi periculos pentru sănătatea ta. Există un munte de dovezi medicale care susțin faptul că anumite tipuri de depresie sunt pur și simplu traume și conflicte interioare nerezolvate. Amintește-ți ce spune următorul proverb. Nu ceea ce mănânci, ci ceea ce te mănâncă te îmbolnăvește. Biblia spune, Proverbele 22 de la versetul 24, nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Am încheiat citatul. Dacă ești înțelept, vei ocoli persoanele care sunt în permanență critice sau furioase pe viață, precum și pe cele care își găsesc plăcerea în a sâcâi pe alții. Cu alte cuvinte, evită melcii. Iată în încheiere cuvintele lui John Mason, care scria: o modalitate de a te elibera de poverile nedorite este să-ți muți gândul de pe lucrurile care par a fi împotriva ta. Când te gândești până la obsesie la factori negativi, le dai acestora o putere pe care în realitate nu o posedă. Faptul de a vorbi despre nemulțumirile tale nu face altceva decât să le mărească și mai mult importanța. Focalizează-te pe iertarea, pe planul și pe cuvântul lui Dumnezeu. Și ai să vezi cum te vei elibera de vechile situații care persistă ca lipiciul.